Și anul acesta, în perioada sărbătorilor pascale, polițiștii, jandarmii și pompierii vor fi la datorie. Conducerea Ministerului Administrației și Internelor a decis să mobilizeze efective numeroase de forțe de ordine în preajma lăcașurilor de cult. Am nevoie de oameni în stradă, am nevoie de poliție în activitate, susținută jandarmeria, acolo unde există zonele turistice care vor fi luate cu asalt în zilele următoare, să fim pe poziție. Să fim o poziție de asemenea pe zona rutieră. Vom avea trafic destul de aglomerat. În zona fiecărui dintre cele 14.500 de lăcași de cult, ordinea publică va fi asigurată de către structurile noastre de poliție, poliție de frontieră, jandarmerie și, bineînțeles, Inspectoratul General pentru situații de urgență. Șefii instituțiilor abilitate cu menținerea ordinii publice susțin că la nivel local au fost luate toate măsurile pentru ca mehedințenii să aibă parte de un Paște liniștit. Pe lângă polițiști, pe străzi vor fi prezenți și jandarmii. Pentru această activitate, noi angrenăm undeva în jur de 150 de oameni și suntem convinși că toate slujbele la biserici și în mod deosebit de Sfintele Paște se vor desfășura în cele mai bune condiții. În așa fel încât toate structurile să fie implicate, iar pentru duminică avem organizate rezerve de intervenție ca să poată să intervină atât în mediul urban cât și în mediul rural. Fie el că e jandar, fie el că e polițist, vreau să fie pe stradă, între cetățeni, între oameni, fie că e lângă biserică, fie că e lângă școală, fie că e, mă rog, la restaurant, la stadion, pe clisură, la o pensiune. Deci vreau ca siguranța și ordinea publică să nu fie periclitată din niciun punct de vedere. De asemenea, autoritățile locale au obligația ca pe perioada sărbătorilor pascale să asigure permanența la instituțiile pe care le conduc.